Sâmbătă 18 noiembrie 2017 mă aflu în orașul Băicoi, din județul Prahova, în crescătoria domnului Cristian Șerban, pe care îl salut. Vă salut, domnul Cristian. Acum filmăm în compartimentul în care am înțeles că sunt găzduite femelele de zbor, nu? Exact. Stați bine la, la femele, văd că... Da, pare că e columbodrom. Pare că e columbodrom, dar nu e, să știți. Da. Sunt păsări tineri, inclusiv pui de anul ăsta, nu? Puicile, să zic așa, nu? Frumos. Cred că sunt mai multe decât masculi din, din ce se vede aici. Câte văd eu, cred că mai am și câțiva masculi pe aici, încă nu i-am identificat, da, dar da, sunt, așa, într-adevăr, mult mai multe decât masculi. Da, deci a fost un an în care au... au ieșit mai multe femele, într-adevăr, aveți dreptate, mai sunt și câțiva masculi. Da, mai sunt. Cu cât intenționați, cu cât intenționați să, să intrați în primăvară, să începeți sezonul? Anul ăsta, de exemplu, cu câte femele? Anul ăsta am început 42 de, în total. În total, mascul femele, nu? În total, da. Mascul și femele. A fost cu conductura noastră. Da, unde? Tot pe Chitia, am fost ca și la tinere, dar au fost etape mai grele din cauza căldurii și... Într-adevăr. Am avut câteva pierderi. Cam cât ați pierdut? Ne puteți spune un procentaj așa din porumbei angajați? Eu, inițial, la cât puteți ajuns la final? Eu la pui, de exemplu, am pierderile foarte mici. Este și categoria care face foarte mult și la care nu necesită foarte multă pricepere. Da. Decât seriozitate și atenție și să stai în lângă și ei. Și timp aloca, da, da, așa, da. E, la maturi am avut pierderi mai, mult mai mari. Deci din 42 de porumbei cu care am fost antrenat, am rămas undeva cu vreo 24. Deci jumătate, cel puțin. Mai puțin de jumătate. Mai puțin de jumătate, dar... Bine, nu sunt mulți, părerea mea, în condițiile în care dumneavoastră ați reprodus din ei în continuu, da, în timp să fie sezonul și știți cum e, doi pui, ca să crești doi pui mari la un moment dat, îți trebuie ceva. Da, și au fost cupluri de porumbei care au ajuns la etapele mai îndepărtate, în stadiul care aveau a treia serie de pui. Da, da. E ok. Da, așa e. Da, ori le mai jucați pe ouă false, ori le lăsați doar un pui și când ajunge la anumită vârstă, să zic, le luați ca să nu extenueze foarte mult părinții. Adică dacă mergeți cu el și masculul cum îl hrănește în ultima perioadă, ați văzut cum e. Și dacă găsiți un mascul din ala care e foarte harnic așa și docil și mai hrănește și pe al lui și pe al altuia... Păi și pierderile au fost mai mari din urmă masculilor. Exact. Clar. Da, așa e. Frumos. Se prezintă bine și ele, văd. Da, sunt bine. Nu am avut probleme. Primul an când am reapucat de porumbei, am avut probleme cu ei, fiind da, și mulți tineri, pui. Am avut mari probleme și era să-i pierd pe toți. Dar de atunci, toamna de 2015, nu am mai avut probleme. Le-am oferit tot ce a trebuit să le ofer, de la produs, ecran, da, asta știu minerale, că vă... și atenție. Vă ocupați foarte mult de... Și atenție. Alune le dați, de exemplu? Bineînțeles. Și acum le dau. Da? Și acum și cum? Sunt înnebuniți, nu? Când ieșiți cu alunele? Nu sunt înnebuniți pentru că dacă au avut permanent... A, chiar așa? Le pauză de o săptămână și le mai dădeam. O zi dau una. A, e bine, e bine. Nu sunt așa de nebuniți, că de-aia nu sunt nici atât de educați. Eu niciodată n-am reușit să educ, să-mi vânzesc porumbei, pentru că nu i-am putut ține încometați. Da. Deci nu mergeți cu ei, nu? Ci știți că la viteză de micon, porumbel nu trebuie să plece de acasă foarte, cu ușa foarte bine. Și tocmai de-aia încerc să mă îndepărtez de categoria asta. Da. În ultimul an v-ați mai achiziționat în 2017, la fel cum o făceați în 2016 și în 2015, știu că în 2015-2016 ați cumpărat serios în 2017? Serios. În 2015-2016 am cumpărat serios, dar nu de valoare foarte, valoare financiară, vreau să spun, foarte mare. În 2017, într-adevăr, am achiziționat un numeric mai mic de porumbei, dar la o valoare financiară la fel de modestă, dar de o calitate, sper eu, mult mai bună. Adică atunci cumpăram tot ce îmi plăcea fizic la porumbel. Exact. În 2 ani am început să știu să mă uit într-un pedigreu și chiar dacă mă uit în el și mi se pare mie că e fals, porumbelul spune totuși dacă e sau nu, aproape. Exact. Chiar dacă nu e exact ce e. Da. Da. Va trebui să faceți între ele, pentru că sunt foarte multe. Și câte boxe aveți? Dacă ați spus câte sunt? Dacă am 24. 24 și aici cred că sunt la aici 50, 60, 70, nu? Foarte multe, da. Or fi ele sexul frumos, dar... Da. Nu? Da.
frumos, îmi place, mă bucur că am avut plăcerea să stau și să vă filmez aici în crescătorie. Un început bun, zic eu, acum și cu multă tenacitate, cu ambiție. Nu trebuie să renunțați, că vor mai fi și eșecuri, o să vedeți. Nu mă dezamăgesc niciodată eșecurile, inevitabil. Trag linie și învăț linie, da. Așa trebuie să facem. Da. Eu vă mulțumesc că v-am avut ca oaspete și am avut plăcerea să vă prezint mândrie ceea ce am plătit. Da, într-adevăr. O să mai trec, acum știu unde locuiți. O să mai venim poate la anul, la o etapă de concurs, așteptăm la un fond ceva, da, nu? Da, da. Acolo unde așteptările sunt mari. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Cu stimă, numai bine.